Salutare domnilor, eu sunt Zanfi de la biletul-zilei.com, iar pentru ziua de sâmbătă am pregătit un bilet în cotă totală de 2 și 14, format din două evenimente disponibile în oferta celor de la Betano. Începem cu primul duel ce va avea loc în Serie A, acolo unde Lecce întâlnește pe teren propriu Atalanta, într-un duel cu miză doar pentru formația oaspete care dorește să-și păstreze locul de Champions League, dar pentru aceasta are nevoie de victorie, în timp ce gazdele de la Lecce sunt fără grijile retrogradării și cred eu că vor aborda destul de lejer această partidă. Pentru duelul de sâmbătă eu vă recomand doi soliți la o cotă de 1.70. A doua recomandare vine din campionatul Elveției, acolo unde în grupa de retrogradare Grasshopper se întâlnește pe FC Basel într-un duel în care se întâlnesc două echipe de nivel apropiat și în mod normal ar trebui să avem goluri, iar recomandarea mea este cel puțin două reușite în meci la o cotă de 1.26. Domnilor, acestea sunt cele două recomandări ale mele propuse pentru ziua de sâmbătă. Ne revedem mâine cu biletul cotă 2 pentru duminică. Vă salut, toate cele bune!